Artistul plastic buzoian Valeriu Șușnea lucrează la finalizarea uneia dintre cele mai cuprinzătoare expoziții personale din cariera sa. Este o încercare foarte importantă pentru mine, pentru că, iată, expun la Galeria Căminul Artei una dintre cele mai ample expoziții pe care le am. În pregătire, bineînțeles, de cam 2 ani de zile este această expoziție. Ea se numește generic Călătorii Imaginare, dar și Vămile Văzduhului în egală măsură. Sunt două teme, dacă vreți. Este un baleiaj între sacru și profan, cu elemente folclorice, capra, căiuții, zona asta de soare și lună, adică de simbolistică creștină, în primul rând. Artistul nu lasă nimic la întâmplare și pregătește totul cu minuțiozitatea caracteristică până la cel mai mic amănunt, până și ramele, și le confecționează singur pentru ca fiecare dintre lucrări să fie fixată în cadrul potrivit. Lucrez la finalizarea expoziției. Sunt foarte onorat de faptul că vor veni foarte mulți colegi la vernisaj și au anunțat prezența. Lucrările sunt în jur de 60-70 de lucrări, acum în funcție și de spațiu pe care l-am acolo și de faptul că această expoziție este curatoriată de Zuzu Caratănase, de un cunoscut grafician, membru în conducerea Uniunii Artiștilor Plastici și care s-a oferit să aranjeze cumva un alt fel de expoziție, pentru că vom încerca să reamenajăm de fapt spațiul acela expozițional și adaptat pentru lucrările mele. Vămile Văzduhului sunt cele 26 de văm din care trece sufletul, știi, până ajunge aici, la zona, și asta este rama, o vezi, se muncește foarte mult la rame, foarte mult. Deci artistul își creează și ramele. Își creează și rama, pentru că nimeni nu poate să, cum să spun, să facă asocierea între ramă. Rama e ca un soclu la sculptură. Dacă sculptura este bună și are și un soclu foarte bun, atunci trebuie să existe un tot unitar, deci un raport între sculptură și soclu. Vernisajul expoziției Călătorii Imaginare Vămile Văzduhului, semnată de Valeriu Șușnea, va avea loc pe 2 septembrie la ora 17 la galeriile Căminul Artei din București. Expoziția va sta pe Simeze până pe 15 septembrie.